Alex Petriceanu a fost desemnat șeful anului 2018, a reușit să ajungă aici în doar 6 ani, 6 ani de muncă prin bucătărilă câtorva dintre cele mai bine cotate restaurante din lume. Dacă el a reușit, oricine poate, nu-i așa? România, hai că poți, tată, și tu. Cu ocazia centenarului, Alex a reinterpretat o rețetă românească veche de 100 de ani și ne-a adus în fața ochilor atât varianta lui pentru prezent, cât și cea pentru viitor. Vreau să vedem incredibila poveste a reușitei lui Alex, iar apoi îl poftim aici în platou. Alexandru Petrician, Chef of the Year, Goemio! Și acum sunt măgulit, adică nu pot să realizez că s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că s-a întâmplat și am spus tuturor de vreme, adică eu am o viață la dispoziție să demonstrez. Bineînțeles că toate premiile astea vin și cu partea de presiune, ce se așteaptă de la tine, ești un model, toată lumea se uită ce faci. Succesul lui nu a venit peste noapte. Timp de 6 ani, Alex Petrician a călătorit prin lume cu rucsacul în spate. A lucrat la câteva dintre cele mai bune restaurante din lume și a învățat secretele câtorva dintre cei mai pricepuți șefi. A învățat despre tradiții și despre ingrediente și a căutat în permanență stilul și a înțeles că nu poți crea ceva valoros fără să fii autentic. Eu am făcut mâncare interesantă încă de la început, aveam simțul ăsta. Atunci când devii creativ trebuie să ai foarte multe informații ca să poți să aplici această creativitate. Eu sunt un bucătar de 2018 și asta încerc să fac, dar sunt foarte, foarte, foarte inspirat de ceea ce înseamnă gustul vechi. Deci așa cum spune și povestea mea, începem de la tradiție, de la bucătăria veche românească, da? Și am făcut un balmoș și ce înseamnă evoluția balmoșului în perspectiva mea. Aici e vorba doar de gust, putem să lucrăm foarte mult și la aspect. Și apoi mergem mai departe în ceea ce înseamnă noua bucătărie românească. Și aici avem, de fapt, arată ca un fel de cremă de zahăr ars în interior. Este, de fapt, acest balmoș, numai că este mult mai moale când lucrăm la textură. Și integrarea aceasta cu un produs de sezon, în cazul nostru dovleacul. Acest piure a crit cu puțin borș. Acolo ce pui semințe? Da. Deci avem dovleac și balmoș, așa îl prezentăm. L-am adus la ceea ce înseamnă, în perspectiva mea, noua bucătărie românească. Și rețetele de acum 100 de ani au fost gustoase. Da, foarte gustoase. Și ceea ce îmi place foarte mult este că începem să ne întoarcem la rădăcini și începem să folosim niște produse, în special plante, care au fost uitate. O să mai pregătim încă o, să-i spunem așa, variațiune de mămăligă. Asta ar fi un bulț, să-i spunem așa. Deci uite câte faci cu o rețetă, câte preparate poți face dintr-o rețetă veche. Exact. Încercăm să reconstruim acest bulz și pentru că nu vreau să arunc mămăliga asta foarte bună și dură, în jurul ei o să creăm altceva. Bun, și am făcut o supă de brânză de burduf. Supă de brânză de burduf? Da. Punând această supă de brânză de burduf, o să tragă tot gustul de brânză. Exact. Special pentru voi am făcut chestia asta, dar mă gândesc că e o idee foarte bună și poate fi de mare viitor. O să încerc și meniu. Și aici punem un crisp de mălai. Și deasupra brânză, o pudră de brânză. Asta ar fi supă de brânză de burduf cu mămăligă. Și acum o să mergem cu ce am spus, cu reconstrucția bulzului. Vrem să folosim cât mai multe efecte pentru a crea experiența noastră. Și la sfârșit o să-i dăm foc, doar ca să emane miros. Și acolo bănuiesc că e tot ceva pe bază de brânză, nu? Da. Mus. Și uite, așa am făcut 3 preparate dintr-o rețetă veche. Da. Deci putem spune că România e gustoasă. Foarte gustoasă.
Alex a făcut parte din echipele unora dintre cele mai apreciate restaurante din lume. A început în Italia, apoi a muncit în Belgia, Germania și Danemarca și cu toate că ar fi putut face carieră în oricare dintre aceste localuri de top, a ales să se întoarcă acasă. Spune că bucătăria românească este foarte diversificată și era convins că aici poate construi ceva unic, durabil, de succes, ceva ce nimeni nu a mai făcut în gastronomia din România. Mie îmi place să vorbesc limba română foarte mult și am suferit foarte tare pe parcursul anilor ăstora în care am fost plecat, că n-am putut să vorbesc. Pe lângă asta, iubesc tot ceea ce înseamnă România, de la pământ, la oameni, la atitudine. E vorba de căldura asta noastră a românilor, cu care îmi place să interacționez mereu. Alex a reușit. Preparatele create de el au ajuns faimoase și pe plan internațional. În octombrie, șef Petrician și echipa lui au fost invitați la Paris, acolo unde românii au uluit pe toată lumea cu un meniu inspirat din bucătăria românească, realizat cu ingrediente franțuzești. Astfel, Alex a arătat că se poate găti la cel mai înalt și sofisticat nivel și pe malurile Dâmboviței și a reușit să aducă România cu gusturile ei autentice și în farfuria prezentată francezilor. A fost punctat ca un plus gustul puternic și foarte direct. Adică asta e bucătăria mea, eu nu încerc așa să voalez lucrurile, ci am o traiectorie la care trebuie să ajungi direct și atunci există tot timpul o explozie, un boom în gust și a fost foarte apreciată chestia asta. Și apoi lumea spune la sfârșit, domne, vreau să cunosc mai mult despre bucătăria românească și asta cred că este și ceea ce ne dorim din experiențele, mai ales cu publicul internațional, pentru că trebuie să-i facem să își mai dorească încă o dată să aibă parte de o experiență românească. România gastronomică în următorii ani va fi așa ca un boom. Azi, Alex e așezat și echilibrat, știe ce îi place, știe ce poate să facă, știe încotro vrea să se îndrepte. Nu mai are de demonstrat nimănui nimic decât lui însuși. A încercat cele mai deosebite preparate din bucătăriile internaționale, dar tot mâncarea românească este preferata lui, iar preparatele sale, care îi dau gata atât pe critici cât și pe clienți, sunt inspirate din cele mai vechi rețete românești. Mie îmi place să mănânc vechea bucătărie românească acasă și când la unele restaurante. Numai că ea a fost distorsionată de toate efectele astea ale globalizării. Sunt foarte puține restaurante care încă servesc mâncarea românească veche pe care trebuie să o servească. Dar ți-a lipsit mâncarea românească în anii în care ai fost plecat? Da, foarte mult. Foarte, foarte mult. Și am simțit prima oară că omul e făcut să fie dintr-un loc și acolo să-și ducă viața. Am simțit ce înseamnă să vrei să mănânci o sarma. Și să n-ai unde. Să n-ai unde să mănânci sau nu știu. Și mâncarea de acasă, așa, o ciorbă, asta e ciorba. Ciorba deci nu poți să găsești în mult. Te duci în partea de Rusie și așa. Și poate prin Balcani mai găsești, dar în rest ciorba nu există. Alex Petrician, șeful anului 2018, este acum alături de noi. E un ou? Un ou, da, da. E un ou? Oul viitorului. Pentru că colega noastră, că acum mă simt ca acasă la Măruță. Mi se pare firesc, rog frumos, ia un loc aici în sufragerie. M-a provocat pentru viitor și să fac un balmoș așa cum îl văd în 100 de ani. Și m-am gândit foarte mult legat de subiectul de săptămâna trecută cu chinezul care a distorsionat și a modificat ADN-ul. Da. Și atunci m-am gândit că poate o să crească un balmoș în copac și o să semene cu un avocado. Adică asta este viziunea ta despre balmoșul lui 2218. Așa cred. 100, 2118. Așa mi-a venit de dimineață. Plantă, ține minte. Hai să facem o fotografie și să ne facem o poză peste 100 de ani să vedem. Da, aș vrea să-l și tai, că știu că ai și un cuțit frumos și să vezi. A, deci asta este, păi nu ia un avocado ăsta? Păi e un balmoș. Ia, e un balmoș, asta e viziunea ta despre balmoș. Stai un pic. Deci tu ai ales aici
Balmoșul ca ceva reprezentativ pentru România? Da. Ia să vedem. Nici nu știu. Perfect. Ia să vedem. Dar te așa, vezi ca pe un avocado, așa, așa știi? Da? Da, da, da. Știi ce vreau să te întreb? Cum vezi tu că o să mănânce românii peste 100 de ani? Dacă mai tai nici cuțitul. Îți dai seama, au trecut 100 de ani peste el. Opa. Ia. Ma. Și eu vreau să-l văd. Wow! Ba, adevărul că am și tăiat senzațional. Da, da, e tăiat. Am și tăiat senzațional. De, deci mămăligă cu brânză de burduf, cașcavea de pe Valea Doftanei și ou de țară. Asta e avocado rosă. Mamă, cât de tare! Deci ăsta este balmoșul de peste 100 de ani. Care o să crească în copac. Care o să crească în copac. Nu contează, tată, dar tot bine arată și tot gustos presupun că e. Mamă, dar cum n-ai băgat ouă ăsta înăuntru? Cum ai băgat balmoșul? De asta e șeful anului. Jur, de asta e șeful anului, că ești foarte tare. Mulțumesc. Da, creativitatea contează foarte mult. Contează foarte mult pentru că e o vorbă și vreau să-mi spui dacă e adevărat că întotdeauna la un restaurant mănânci întâi cu privirea și apoi începi să simți gustul și trebuie să arate totul spectaculos, nu? Da, să fie tot timpul un element surpriză, cred, din punctul meu de vedere. Deci acesta este balmoșul de peste 100 de ani. Practic un avocado care are toate ingredientele acestea. Tare de tot, eu cred că ăsta ar putea să facă senzații în absolut orice restaurant, și din România și din străinătate. Cu siguranță. Spune-m, în 2018, care a fost, crezi tu, cea mai des folosită mâncare sau cea mai consumată mâncare de către români? Cred că tot pe bază de mămăligă, dacă e... Crezi că mămăliga sau ceapa de porc toată? Nu știu. Deci mămăliga, nu? Da, deci tu zici că în 2008... punctul meu de vedere mămăliga, da. Deci tu zici că în 2018 a câștigat mămăliga. Da, eu așa cred. Eu știu de acasă, eu mănânc și la restaurant mâncăm destul. Da, știi ce vreau să te întreb? Cât de greu ți-a fost să ajungi în 6 ani la titlul de șeful anului? Pentru că ai participat la MasterChef acum 6 ani, da. Erai un concurent, iar în 6 ani ai trecut, ai ars toate aceste etape și ai făcut super performanță și acum ești șeful anului 2018. Nu știu cât de... Acum nu mi se pare că a fost atât de greu, dar cred că a fost foarte important că am trecut prin niște etape și am învățat din ele. Adică nu mi-a fost ușor, asta e clar, dar contează foarte mult să treci prin absolut toate greutățile astea. E greu să reinterpretezi mâncarea românească ziua de azi? Nu cred că este greu. Cred că, nu știu, trebuie să ne informăm foarte mult. Studiul contează foarte mult, așa cum am spus... Ai nevoie de foarte multe cunoștințe ca să-ți aplici creativitatea și să execuți. Asta, eu mă bucur că a ieșit foarte bine. Asta e o chestie pe care am făcut-o în jumătate de oră dimineață când m-am trezit și am zis: băi, trebuie să vin la tine cu ceva interesant. Mamă, dar arată senzațional. Da. Și ou. Eu sunt mulțumit de ce a ieșit. Deci nota 10. Deci nota 10 pe cuvânt. Foarte tare. Cum l-ai făcut? Și într-o jumătate de oră l-ai făcut? Da, da. Mie mi-a două săptămâni să fac chestia asta. Cel puțin două săptămâni. Super tare. Spune-m, e greu să-ți găsești ingredientele? Pentru că în bucătărie folosești și foarte multe ingrediente. A fost greu la început, când m-am întors anul trecut. Am început așa un scouting la nivel național și am început să vorbesc cu vreo 100 de producători locali, dintre care acum s-au mai cernut, s-au mai selectat și avem vreo 30, dar care au înțeles ce înseamnă să livrezi calitate, să livrezi la termene, să lucrezi serios. Și se vede un trend dintr ăsta ascendent din punctul lor de vedere. Acum mă aflu în situația în care vin ei către mine și uite, Alex, avem asta, crezi că poți să folosești? Ceea ce mi se pare incredibil. Numai... Deci prima dată când ai venit din Franța, nu? Sau de unde? Nu, am venit din Danemarca. Din Danemarca, da. Te-ai dus o tură așa prin România ca să găsești tot felul de furnizori pentru diferite produse. Din 100 asta pe care ai găsit-o, doar 30 erau serios, pentru că e foarte important să livreze la timp, să se țină de cuvânt, nu să și ce spun aia să-ți aducă. Calitatea, iarăși... Calitatea. Da. Iar la tine e și foarte important pentru că tu folosești produse în funcție de anotimp. Absolut, absolut. Adică se vede în farfurie de la culoare, la textură, că ai schimbat anotimpul. De exemplu, acum se vede iarna, pentru că nu mai avem mult verde în farfurie, avem foarte multe rădăcinoase, culori mai intense, mai
prinse, texturi ceva mai nu atât de fine, dar asta cred că e provocarea cea mai mare. Mi se pare foarte tare să gătești cu ingrediente care îți apar în sezonul respectiv. Bravo, Alex! Să știi că vreau să le spun celor de acasă că tu ai fost mereu susținut de către părinții tăi în tot ce ai făcut. Absolut. Dar există un preparat pe care doar mama ta reușește să-l facă mai bine decât tine. Recunoști? Da, da. Haide să vedem ce spun părinții tăi, pentru că am vorbit și cu ei, iar apoi mai stăm de povești. Tatăl lui Alex Petriceanu își amintește că fiul său troncănea vasele și tigăile încă de mic. I-a plăcut mereu să fie prin bucătărie și mama a observat de timpuriu că pe băiat îl atrage gătitul. Ea a fost și cea care l-a încurajat să participe la MasterChef. Amândoi părinții își amintesc cum a fost primul prânz pregătit de Alex pentru o masă în familie când au avut odată musafiri. Am avut o mare surpriză acum N ani. Fiind plecați cu soția din București, pare neașteptată s-au anunțat niște musafiri. Mi-am dat telefon, fă și tu ceva de mâncare. Și culmea e că a pregătit un prânz nemaipomenit din pește, începând cu păstrăv, la cuptor, cu ciuperci. După care desertul a fost nemaipomenit, a zis mâncați și pe aia vă spun din ce este. Și era un desert din surimi. Vezi ce țin minte părinții tăi prima? Păi știm că eu nu mănânc surimi orice mai face și dacă mi-ar fi spus înainte nu mâncam nici bătuta. Musafirii au fost foarte încântați de ceea ce au degustat. Noi avem o relație foarte frumoasă, în sensul că ori dacă suntem de acord, suntem de acord. Dacă nu suntem de acord, părerea noastră nu contează. Așa că întotdeauna totul e ok. Pentru el e greu să gătești. Mi se cam taie picioarele când mai gătește, cât mai vine să mănânce ceva. Da? Da. Vă critică? Ești critic? Da. Nu sunt critic. E realist, am înțeles. E realist. Asta este overcooked. Nu este gustul pe care mă așteptam să-l găsesc. Părinții spun că Alex este foarte încăpățânat și ambițios. A citit foarte mult și are o bibliotecă impresionantă în care a adunat cărți culinare din toate locurile în care a călătorit. Chiar dacă a reușit la 31 de ani să primească titlul de șef al anului, mama lui își dorea ca Alex să mai copilărească puțin. Ca să poți să fii o persoană mai bună, trebuie să înveți cât mai mult și nu poți învăța numai din cărți. Trebuie să te duci și să experimentezi singur. Așa că, bine a făcut. Din punctul meu de vedere, putea să mai stea vreo 2 ani, dar trece vremea. Ar fi putut să înceapă mai devreme. Yeah. Asta e singurul. Dar l-a sfătuit vreodată să nu se mai întoarcă în țară? Recunosc că da. Fiindcă mi se pare că ceea ce și-a asumat este o sarcină foarte dificilă. Să educi oamenii este cel mai greu lucru, iar noi, românii, suntem foarte rezistenți la a învăța ceva. Eu, sincer, să fiu în locul lui, renunțam de mult. Carnețel de rețete ai? Nu, chiar n-am. În schimb, în ultimii ani, a investit o groază de bani și de timp în cărți. Îmi dădea telefon și îmi spunea, vezi că trebuie să vină curierul. Și când se deschidea ușa, curierul zice, vă rog frumos, ridicați-l, că de-abia pot să ridic eu. Stai, eu am văzut o pasta cu Sanda Marin, da, ai și pe prima, Sanda Marin? Da, asta e prima ediție, Sanda Marin, din 66, dacă nu știu, da, 66. Este o carte din care mă inspir așa pe rețete tradiționale românești. Asta este Central Lima Peru. Asta era unul dintre cele mai mari restaurante? Da, e și în prezent, numărul 6 în lume. Care e cea mai dragă? Asta este cea mai nouă carte din colecția mea și e foarte specială pentru că a fost scrisă în perioada în care am fost la Noma. Unde și, uite, e? În Copenhaga. Și mi s-a părut extraordinar că oamenii ăștia și-au adus aminte că am fost în perioada acolo și am ajutat și au putut să-mi scrie numele aici la merite și de aici, na. Alături de alți oameni de știință și bucătari foarte cunoscuți. După ce s-a lansat în chestia asta, oriunde mergem, ne întoarcem și noi cu o carte
locală. Am fost în Asia, i-am adus din Asia. Am fost pe la vecini, pe aici, pe acolo, de peste tot îi aducem. Și sora mea îmi aduce. Da. Pentru tine este cel mai simplu să-ți facă cineva un cadou, nu trebuie să se... Să se gândească foarte mult, doar să nu-ți aducă vreo carte dublură, da, știi, nu? Ce se întâmplă? Că de când m-am apucat de bucătărie, primesc doar cadouri de bucătărie, știi? Cuțite, cărți, nu se mai gândește nimeni. Shorts-uri, da. Mănuși, toate trăznăile, dar un pulover nu mai primesc. Ascunde, este foarte pretențios, îmi pare rău. Trecem la crema de zahăr ars? Da. Cine? Face mama? Mama, pe mama o să mă lăsăm pe și eu. Dar tu faci așa, bătrânește cu... Păi, e rețeta clasică. Asta am învățat-o și eu de la mama. Uite, eu aș fi făcut altfel. Cum ai fi făcut? Aș fi topit zahărul într-o tigaie, că e mult mai ușor de manevrat cu mânerul. Da. Și după aia să-l transferi. Da, dar pierzi material. Deci asta este diferența între un bucătar și o bucătăreasă acasă. Nu pierzi niciun material, că dacă ai o tigaie teflonată, curge tot zahărul. Da, aveți emoții când gătiți cu el lângă dumneavoastră? Eu l-am făcut pe el, nu el pe mine, deci n-am de ce să am emoții, zău. Dacă am și la asta emoții, stau prost cu nervii. Da, în călătoriile tale prin afară ai avut parte de întâmplări haioase, așa? Prin bucătării, prin... Aoleu, o groază. Ții minte într-un blender dintr-una, cred că cea mai haioasă este cum am scăpat eu o lingură într-un blender din ăsta cu borcan, foarte puternic, și pur și simplu a rupt lingura și a proiectat-o pe tavan cu piure, a rămas acolo puțin agățată și după aia a căzut înapoi lingura, bum! Unde se întâmplă asta? În Mexic. Câte vrei? 8. E, aici vedeți tehnica, da? Eu de-abia așa și am și o frică că s-ar putea să mai las câte o pajă. Eu nu sfătuiesc pe nimeni să facă cu mixerul. De ce? Fiindcă face spumă. Și în momentul în care pui în cratiță... Iese aerată. Iese aerată odată și în al doilea rând îți dă în primă fază pe lângă. Păi le fac și eu la băieții astăzi. Pe tot îl pun? Da. Tot? Da. Mamă. Vezi? Ea știe la cantitate. 8 ouă, 1 litru de... N-ai cratită de 1 litru, dar tu pui tot. Vezi cât intră. Ia să vedem. Opa! Așa trebuie să facă. Da, da. Nu m-am speriat. Și totuși intră toată. Intră, da. La ce temperatură o pui? Totul se face la 180. Și acum rămâne la cuptor? Rămâne la cuptor până când își schimbă culoarea deasupra. Trebuie să se facă precum caramelul. O să facă întâi un pic de spume. Da? Da? După care se lasă ușurel, ușurel. Se pare că este gata, așa că îl rugăm pe Alex să opereze. M-ați lăsat pe mine aici, la greu. Da. Cred că îți trebuiau amândouă mănușile. No. Nu știm gustul, dar de arătat arată cum trebuie. Gustul n-ai ce să greșești cu ou, lapte și zahăr. Trebuie să ne spui cum a fost gustul, că poftă ne-ai făcut. Nu, no, a fost foarte bună. Deci nu o bați pe mama ta la crema de zahăr ars. E, acum că am învățat cum să o fac, e posibil să o bat. Da. Eu zic să nu întinzi coarda mai mult decât e cazul. Că ai văzut ce a zis dumneavoastră. Eu l-am făcut pe el, nu el pe mine. Așa că... Da, nu. Să rămână mama lui Alex, să rămână tata lui Alex. Îl mai lăsați pe Alex pe la noi pe aici prin bucătărie? Mă lasă. Te lasă, îți dau voie. Mă privesc cu mare plăcere. Am văzut că ai pe frigider foarte multe fotografii. Eram sigur că o să punctezi. Am remarcat, mă, dai seama, mi-am pus și ochelarii ăștia și am remarcat. Când e vorba de dragoste, noi vedem totul. Când e nunta? N-am stabilit încă. Da, e pe vine, nu? Da, da. E pe vine. Nu, că am văzut acolo că ești cu Roxana pe frigider. Bună, Roxana.
Și am zis să... Da. Să te salut. Bun, haideți să vedem. Dacă ar fi să-mi faci așa un top a celor mai gustoase preparate românești, trei. Trei. Din punctul tău de vedere, cele mai... Unul, cozonac, fără discuții. Deci cozonac, mamă, facem și noi acum iarăși. Da. Ediția a treia a campionatului de cozonacul de aur, luni începem plantă. Luni, pregătește-te, ediția Mie a treia. Mie îmi place să spun că sunt degustător de cozonac, dar cred că tu acum mă bați. Sunt expert. Ești expert, da. Sunt expert ai la de cozonac ce am mâncat. Ai degustat mult prea mulți. Așa. Ciorbă rădăuțeană. Da? De mamă, sunteți și pe ciorbe. Da. Aici, și astăzi am avut o ciorbă din Muntenia, astăzi am avut, din Castraveți. Interesant. Da, interesant, răcoritoare, pe vremea asta a fost perfect. Și al treilea? Și... al treilea. Sarmale. Sarmale. Da. Deci astea sunt mâncărurile românești, vezi, n-ai băgat mămăliga. Nu, pentru că mămăliga o mai au și alții, știi? Deci, dar nu, cozonacul nu există în altă țară. Panetone sau alte, dar cozonacul... Cozonacul e numai unul. Și sarmale n-au turce. Sunt complet diferite. Deci n-au nicio treabă, deci noi suntem. Da. Perfect, acestea să fie mâncărurile. Dacă v-am făcut poftă, vă spunem spor la treabă în bucătărie. Alex, îți mulțumesc mult de tot și salut pe părinții tăi. Și te mai așteptăm la noi la emisiune. Cu cel mai mare drag. Mulțumim mult de tot.